Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a Ne bucurăm să fim la închinare în această dimineață minunată în care îl sărbătorim pe Domnul nostru Iisus Hristos, care a biruit moartea. Vă invit să cântăm împreună și următoarea cântare: slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce a înviat.
merge și vorbește chiar pe drumul greu. E vin, e vin, salvarea El mi-a dat. Îl port în inimă mereu, e viu cu adevărat. Amin. Amin. Deci, la finalul capitolului spune: unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Domnul să fie binecuvântat în vecii vecilor. El care este viu în vecii vecilor. Și în aceste momente vreau să venim înaintea Lui cu rugăciune, cu mulțumire pentru tot ceea ce înseamnă pentru biserică, pentru noi ca și credincioși, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Avem pace cu Dumnezeu prin El, avem iertare de păcate din partea Domnului Iisus Hristos, avem speranță pentru veșnicie, avem credință de nezdruncinat și toate lucrurile acestea, împreună cu multe altele, sunt datorită Lui și a învierii sale glorioase. Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos. În rugăciuni scurte, vă invit să venim înaintea Domnului cu mulțumire și cu laudă. De la balcon, familia Mitroi, fratele Silviu, sora Mirela. De aici din față, familia Bozai, Damaris și Mihai. În partea stângă, familia Șerban, fratele Ștefan și sora Anca. Și de aici din față, Rareș. Ne conduc în rugăciune cu voce tare, rugăciuni scurte, pline de entuziasm la adresa Domnului. Mulțumim. Amin. Da, da. Mulțumim. Da, da. Doamne, Tată, dorim să te rugăm ca să ai grijă, Doamne, și de cei care nu sunt în casa ta, Doamne, care n-au putut să ajungă la biserică din diferite motive. Da, da. Vreau să interesez, Doamne. Amin. Să ne ajut, Doamne, ca cu toții să căutăm să fim aproape de tine, să căutăm. Ajută-ne, Doamne. Și să căutăm, Doamne, ca voi după bună să se întâmplă la audiție. Amin. Amin. Mulțumim. Hrănirea pe care o avem în tine, da. Mulțumim pentru învierea ta și pentru viața nouă pe care ne-ai dat. Mulțumim. Ajută-ne să o trăim pentru tine. Amin. Amin. Mulțumim. Da. Amin. Mulțumim. Da, da. Doamne, ajută-ne să rămânem alături de tine până când vei veni să ne iei.
Amin. Doamne, lăudăm numele Tău în această dimineață cu recunoștință, că ai îngăduit, Doamne, să ne putem bucura acest praznic al Paștelor. Mulțumim pentru moartea Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor. Mulțumim pentru învierea Sa glorioasă, care a confirmat, Doamne, împăcarea noastră cu Tine, iertarea noastră, promisiunea vieții veșnice pentru fiecare dintre noi. Te lăudăm, Doamne, pentru tot ceea ce ai rânduit cu privire la noi ca și copii ai Tăi în Domnul Iisus Hristos. Și te rugăm să binecuvintezi timpul nostru împreună ca și copii ai Tăi strânși la închinare. Te rugăm să primești închinarea noastră, te rugăm să primești rugăciunile înălțate, cântarea de laudă și te rugăm, Doamne, să binecuvintezi și astăzi cuvântul Tău în auzul nostru. Te rugăm dacă sunt persoane care sunt astăzi prezente aici și care încă nu și-au predat viața Ție, te rugăm să fie astăzi o zi de cercetare, o zi în care imaginea Domnului Iisus Hristos înviat să fie o imagine care să ne copleșească fiecare dintre noi inima și gândurile, ca să putem să înțelegem dragostea Ta față de noi, Doamne. Pentru cei care sunt acasă bolnavi, te rugăm să-i binecuvintezi, te rugăm să-i întărești în credință, pentru cei care s-au îndepărtat, Doamne, și ne gândim la ei ca și prieteni ai noștri, ca și membri ai familiei, ca și copii sau nepoți care au fost crescuți în biserică, mă rog să fie un timp de cercetare prin Duhul Sfânt, Doamne, aceste sărbători. Și știm că poți să faci mai mult decât cerem sau gândim noi, de aceea te lăudăm și îți mulțumim. În numele Domnului Iisus Hristos cel înviat. Amin. Vreau să ocupați locurile și ascultăm cântările corului. Thank you.
Aleluia, Domnul nostru, aleluia, Domnul nostru-i minunat.
În această zi de sărbătoare am și eu deosebită bucurie să vă salut și pe cei care sunteți prezenți aici la Golgota și pe cei care ne urmăriți pe internet. Să vă salut cu eternul salut, Hristos a înviat! Domnul să vă binecuvinteze! Domnul să vă dea sărbători binecuvântate și din partea fraților păstori primiți această urare, un Paște fericit de la Domnul, pentru Domnul și cu Domnul. Domnul să vă dea răspuns la rugăciuni în aceste zile, Domnul să vă dea bucurie în case și Domnul să vă țină, să ne țină aproape de inima Lui. Amin. Vă salutăm și cu salutul bisericii noastre din Efeseni, capitolul 3, versetele 20 și 21 și vă invit să spunem cu multă încredere aceste versete împreună. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor. Amin. Vreau să provoc pe cei care sunteți, poate pentru prima dată împreună cu noi la închinare, să ridicați mai cu curaj sau mai timid o mână, să vă vedem. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi la Golgota și sperăm să plecați mai îmbogățiți și mai binecuvântați în acest loc în care îl lăudăm pe Domnul și ne închinăm Lui cu fiecare ocazie când suntem împreună ca și biserică. Dacă sunteți pentru prima dată, puteți să solicitați de la tinerii din echipa de întâmpinare acest fluturaș în care puteți să lăsați câteva informații despre dumneavoastră, dar mai mult puteți să ne lăsați niște motive de rugăciune. Dacă sunteți de acasă, deja știți ce înseamnă acest fluturaș, puteți să solicitați unul ca să ne lăsați motive speciale de rugăciune și Domnul să vă binecuvinteze. Înainte ca să ascultăm pe copii cu ceea ce au pregătit pentru slava Domnului în această dimineață, vreau să salut câteva persoane în mijlocul nostru, pe Ioana și pe Bogdan, Domnul să-i binecuvinteze, au venit acasă la părinți, ne bucurăm pentru ei și rugăm să ducă salutul bisericii noastre, biserica din care acum fac parte. Mă bucur să revăd pe Lidia și pe George, Domnul să-i binecuvinteze. Am înțeles că se repatriază, că vin din nou la Golgota și ne bucurăm pentru aceasta. Îl văd pe fratele Mane acolo în spate, un bunic foarte fericit împreună cu copiii și nepoții, Domnul să-i binecuvinteze. Pe cei care nu v-am reperat, mă iertați, nu văd foarte bine până în spate, acum de când sunt și luminile astea, dar vă explic cu luminile mai târziu. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și ne bucurăm că suntem împreună la Golgota. Îi ascultăm pe copii, sper că sunt pregătiți. Ovidiu? Chemarea asta e interesantă, știți? Îmi cheamă Domnul, e mai ușor de răspuns, îmi cheamă fratele păstor mai greu, dar... Până se pregătesc copiii, haideți să vedem cum umplem timpul ăsta. Anunțurile. Facem anunțurile că sunt importante. Cu voia Domnului, părtășia continuă, după cum bine știți, în fiecare duminică seara pe Zoom, pentru timpul de studiu biblic, începând cu ora 18. De asemenea, următoarea noastră întâlnire, așa după cum bine știți pe programul obișnuit, este duminica viitoare, în zi de sărbătoare, începând cu ora 9, primul serviciu, și începând cu ora 11, al doilea serviciu. Duminica viitoare ne vor sluji tinerii din corul de tineri al bisericii. Domnul să-i binecuvinteze. De asemenea, vreau să vă reamintesc că vă puteți închina Domnului cu darurile de bunăvoie în fiecare duminică, la ieșirea din biserică. Fratele casier este acolo la dispoziția dumneavoastră. Cei care ne urmăriți online și doriți să contribuiți la lucrarea Domnului din Golgota, puteți face lucrul acesta accesând site-ul bisericii, acolo găsiți conturile bisericii unde puteți să donați pentru lucrarea Domnului din biserica Golgota. V-am spus câte ceva despre lumini. În timp ce sunt copiii împreună cu noi și intră în biserică, fiți foarte atenți la mine. Mă vedeți foarte bine, de vineri seara. Am decis ca și comitet al bisericii să facem o investiție în sistemul de lumini, să-i spun așa, și în partea de aparatură video. Niște surori din biserică, foarte inimoase, foarte credincioase, au spus: frate Teo, suntem întristate că numărul de vizualizări ale programelor noastre pe internet e foarte scăzut. Și explicația e foarte simplă. Nu aveam o transmisiune foarte calitativă. Am încercat să remediem și să remediem această problemă, de aceea am decis să facem o investiție în aparatură și în ceea ce puteți să vedeți deja, de 10.000 de euro. Așa cum spun mereu,
Banii îi avem. Sunt la dumneavoastră. Trebuie să ajungă la biserică. Și știm că întotdeauna dăruiți cu bucurie pentru lucrarea Domnului. Așa că de duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, puteți să donați pentru această investiție pe care am făcut-o prin credință și pentru a face o lucrare mai de calitate pentru slava Domnului. E clar că n-ați fost atenți la mine, o să reiau anunțul duminica viitoare. Domnul să-i binecuvinteze pe copii și ascultăm cu drag. Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, iar prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare a Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numit terebinței neprihănirii, un sad al Domnului ca să-L slujească spre slava Lui. Amin.
Tu ești adăpostul și scutul meu. Eu nădăjduiesc în făgăduința ta. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, alargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Acum, dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Bucurați-vă, nădejde, fiți răbdători în ecaz și stăruiți în rugăciune. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul nădejdii să vă umple cu toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin Duhul Sfânt, să fiți tare în nădejde. Amin. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a înviat pentru noi, a murit pentru noi. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdarea, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune toată nădejdea în Dumnezeul, Dumnezeul mântuirii mele. Domnul meu mă va asculta. Iar acelui ce lucrează prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim,
A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam și în vecii vecilor. Amin. Că sunt bine. Nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Mai vreau 3 cuvinte de la voi. Hristos a înviat. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să-i încurajăm. Fratele Ovidiu Ivănică s-a ocupat special ca să putem oferi din partea bisericii câte un pachetel cu dulciuri pentru copii de sărbători. Domnul să-i binecuvinteze. Dumneavoastră nu primiți dumneavoastră ceva dulce la ieșire, dar primiți o felicitare din partea bisericii pe care luați-o împreună cu dragostea noastră și cu dorința ca Domnul să vă binecuvinteze. În continuare îl ascultăm pe Robert Răducu cu o poezie și apoi pe Stera Iușan cu o cântare. Până ajunge Robert în față, vreau să salut pe fratele Costel Vilan, este împreună cu Domnul să-l binecuvinteze, a trecut prin experiența virusului și sora Stera. Sperăm într-o recuperare cât mai rapidă. Multă sănătate și binecuvântare! Hristos a înviat! Înciripit de păsă și trid de ciocârlie, vă spunem azi din inimi, Hristos a înviat! Și vrem ca și în a voastre, dar și în a noastre inimi, să învieze azi Hristos cu adevărat. Fiorul bucuriei dorim să se strecoare în fiecare suflet amploare ca să ia. Și lasă soră, frate, ca inima să scânte și să ținunde viața de sărbătoarea sa. În dreptul tău a strâns cu sângele său viața, de aceea azi trăiește, dar nu cum tu ai vrea. Trăiește pentru el, slujește-l cu iubire, oferă-i primul loc, fără sărbătoarea ta. Și fiindcă azi e Paște, iar Paștele înseamnă salvare, mântuire, ceva cu adevărat, noi mesagerii Lui strigăm de bucurie, Hosana, Aleluia, Hristos a înviat, amin.
Pietra cade răsturnată, mielul sfânt a biruit. Sfinții vie din morminte, îngerii uimiți privesc. Iată cei ce vin acasă, mântuirea o primesc. Și prin Duhul tău cel sfânt s-a născut biserica. Vestea bună proclamând, ea nici când nu va cădea. Glasul liber în Hristos, eu sunt prin el neprihănit și trăiesc biruitor pentru acel ce m-a iubit. Slavă ție, te adorăm, Tată, Fiu și Duh prea sfânt. Citim cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 28. Vom începe de la versetul 1 și până la versetul 10. După citirea cuvântului Dumnezeu, fratele Beni Capote ne conduce în rugăciune. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze spre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Amin. Doamne Tată, îți mulțumim pentru că încă o dată ne-ai dat harul ca să putem să sărbătorim învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Să putem să sărbătorim biruința sa asupra morții. Îți mulțumim, Doamne Tată, pentru că în îndurarea ta față de noi ne-ai născut din nou pe fiecare. Îți mulțumim pentru că prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos de la Calvar ne-ai dat o nădejde vie, o moștenire neîntinată și nestricăcioasă pe care o păstrezi pentru fiecare dintre noi în cer. Vrem să te lăudăm și să-ți mulțumim pentru lucrul acesta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că în dragostea ta față de noi te-ai lăsat pironit pe lemnul crucii. Ai luat asupra ta fără de legile noastre și prin rănile tale am fost tămăduiți. Vrem să te lăudăm pentru lucrul acesta, Doamne Iisuse, și vrem să fie recunoscători întreaga viață. Ajută-ne ca viața pe care o trăim aici jos pe pământ să o trăim cu credință în tine și nădejdea noastră să fie în tine. Da, Doamne, tu ai biruit moartea și vrem să te lăudăm pentru lucrul acesta. Și vrem să ne bucurăm. Te rog, Doamne, să ne dai și nouă bucuria pe care ai dat-o ucenicilor în ziua învierii. Doamne, te rugăm să ne ajuți să ne bucurăm întotdeauna în Tine. Vrem, Doamne, ca și în dimineața aceasta să ne bucurăm
Amin. Doamne, te rog să ne dai tu putere, iar pe noi, Doamne, te rog să ne cercetezi prin cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce faci pentru noi. Și în mod deosebit, îți mulțumim în dimineața aceasta pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai dat la o parte moartea, ai dat la o parte teama și îți mulțumim pentru că te-ai îndurat de fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru că prin jertfa Ta am fost mântuiți. Și vrem, Doamne, ca vestea aceasta bună să ajungă la cât mai mulți oameni, pentru ca și ei să poată primi mântuirea pe care Tu l-ai intrat. Încă o dată te laud, te preamăresc și te rog, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt să lucrezi cu putere și în dimineața aceasta. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Încă o dată aș vrea să spun, Hristos a înviat! În dimineața aceasta, mesajul pe care vreau să vi-l împărtășesc este legat de miracolul învierii, care este temelia de neclintit a vieții noastre pe acest pământ și a mărturisirii noastre de credință. Dacă am face un test foarte simplu și am întrebat oamenii care merg la biserică cu ocazia acestor sărbători dacă cred că Iisus Hristos a înviat din morți, probabil că la numărul destul de mare de oameni religioși din România, răspunsul pe care l-am primit ar fi acesta, da. Dar dacă a doua întrebare ar fi, crezi că și tu vei învia din morți? Cred că ghiciți care e răspunsul, știți care e răspunsul. Asta nu se știe, n-am niciun fel de dovadă, n-am niciun fel de argument. Unul dintre cei mai renumiți profesori de matematică și apologeți de la Oxford spunea la un moment dat că minunile și în special minunea învierii Domnului Iisus Hristos din morți nu neagă legile naturii. Unii oameni cu care vă veți întâlni și cu care veți discuta vor argumenta faptul că minuni, precum învierea Domnului Iisus Hristos, sunt imposibile, pentru că lumea naturală în care noi trăim este un sistem închis și de aceea minunile ar încălca legile naturii. Dar profesorul Lennox spune că creștinii n-au pretins niciodată că învierea ar fi fost un proces natural. Dimpotrivă, Iisus a înviat din morți prin puterea supranaturală desfășurată de Dumnezeu în dimineața învierii. A fost acea energie inimaginabilă pe care Dumnezeu a folosit-o pentru a ridica din morți pe Iisus Hristos. O putere din afara sistemului, din afara legii sau a legilor naturale pe care noi le experimentăm. Învierea Domnului Iisus Hristos, spunea el, la fel ca orice altă minune de genul acesta, nu neagă legile naturii. Minunile, de fapt, ne spun că cineva din afara sistemului a intervenit în istorie, în spațiu și timp. A înlăturat boldul morții și aceasta înseamnă că sistemul natural și al legilor naturale în care trăim nu este unul închis. Noi știm că Apostolul Pavel spune că Iisus Hristos a dezbrăcat de tot ceea ce însemna poziția Lui, privilegiul Lui de Fiul de Dumnezeu, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, luând un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și ca să exemplifice lucrul acesta,
Lennox dă un exemplu foarte simplu, de aritmetică simplă. Spune el așa, să presupunem că în sertarul meu de la birou, într-una din zile pun $1,000. Pentru profesor de la Oxford nu e foarte mult. În ziua următoare mai pun $1,000. După regulile aritmetice am 2,000. A treia zi când deschid sertarul și îl verific, găsesc doar $500. Faptul că am doar $500 nu înseamnă că au fost anulate regulile aritmetice. Întotdeauna 1,000 cu 1,000 face 2,000, spune Lennox. Dar s-a întâmplat altceva. Cel mai probabil, un hoț a umblat în sertar, a luat ce era mai mult de acolo și legile matematice nu l-au împiedicat să facă lucrul acesta. Sigur că imaginea asta, într-un fel, ne ajută să înțelegem că un Dumnezeu atotputernic din afara legilor noastre naturale care guvernează viața de pe pământ a intervenit într-un mod supranatural și l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. De fapt, și dicționarul Webster spune că miracolul este acel eveniment care presupune intervenția puterii divine în viețile oamenilor și în relațiile dintre ei. De la nașterea Domnului Iisus Hristos și până la moartea Lui de pe cruce și învierea Lui din morți, întreaga Lui viață a fost presărată de minuni, de intervenții naturale. Nu genul acela de minuni despre care spune Philip Yancey, un autor și un filozof creștin, într-o carte tradusă în limba română și intitulată Iisus pe care nu l-am cunoscut. Spunea el, am crescut într-o biserică în care erau frați și surori care aveau parte de câte 3 minuni pe zi și mă simțeam foarte necredincios. Adică era o minune că prindeau autobuzul să nu întârzie la servici. Altă minune că prindeau semafoarele pe verde. Deci lucrurile acestea care sunt cumva din tot ceea ce înseamnă lumea naturală, nu la astfel de minuni se referă aici cuvântul lui Dumnezeu, ci este acea putere extraordinară despre care Apostolul Pavel, scriindu-le Efesenilor, spune astfel în Epistola către Efeseni la capitolul 1. Și mă rog ca Domnul, Dumnezeul nostru, al lui Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Iată deci că Apostolul Pavel vorbește despre nemărginita mărime a puterii sale. Se spune că evreii, în contextul Vechiului Testament, socoteau ca unitate de măsură pentru puterea lui Dumnezeu ieșirea din robia Egiptului. Veți vedea că întreaga literatură a Vechiului Testament, fie că e vorba de cărți istorice, poetice sau profetice, fac trimitere la cel mai mare act al salvării. De fapt, Paștele își are originea în salvarea lor din robia Egiptului, însă într-un mod cu totul special și profetic, avea să prefigureze o salvare mai mare, care înseamnă salvarea din cea mai cruntă robie a întregului neam omenesc, robia păcatului. Asemenea eliberării din robia Egiptului, Dumnezeu i-a eliberat pe cei care și-au pus încrederea și își pun încrederea în Hristos din cea mai cumplită robie în care se poate trăi, robia păcatului. Dacă unitatea de măsură în contextul Vechiului Testament era ieșirea din Egipt, în noaptea aceea în care îngerul morții, văzând la fiecare casă
a unui evreu, sângele mielului a ocolit. De fapt, Paștea asta înseamnă a trece pe lângă mânia lui Dumnezeu, a ocolit fiecare casă și întâi născuți a lui Israel au fost cruțați, în timp ce în Egipt, până la întâiul născut al lui Faraon a pierit. În contextul acesta al Noului Testament, spun comentatorii, unitatea de măsură pentru puterea lui Dumnezeu este răstignirea lui Hristos, moartea lui Hristos pe cruce și învierea lui din morți. Dacă vrei să cunoști puterea lui Dumnezeu, atunci trebuie să te uiți la ceea ce s-a întâmplat vineri, sâmbătă și duminică, în Vinerea Mare, când Hristos a suferit cumplit pe cruce pentru păcatele lumii întregi. Apoi a fost așezat și îngropat în mormânt, în întuneric, pentru ca a treia zi, după Scripturi, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să învieze prin puterea lui Dumnezeu. Miracolul acesta al învierii ne spune nouă că cineva, Dumnezeu, care este creatorul și stăpânitorul întregii creații, din afara spațiului și timpului nostru, a intrat în lumea noastră de carne, sudoare, lacrimi și sânge și a biruit prin moartea lui păcatul și moartea. Slăvit să fie numele lui! John Stott, un alt autor și teolog creștin cunoscut, evanghelic, spunea la un moment dat că religia creștină este o religie a învierii. Creștinismul începe acolo unde sfârșesc toate celelalte religii, în dimineața învierii, în grădina mormântului, cu piatra dată la o parte și mormântul gol. În esență, creștinismul este o religie a învierii, pentru că conceptul trecerii dincolo de moarte constituie inima religiei creștine. Dacă l-ai scos afară din credința creștină, toată credința aceasta se prăbușește. De fapt, a spus-o și Apostolul Pavel. Și dacă n-a înviat Hristos, credința noastră este zadarnică. Dar acum Hristos a înviat din morți, spune el. Și Hristos a biruit bolduri morții prin învierea lui din morți, cu moartea lui pe moarte călcând. Faptul unic pe care relatează toți evangheliștii este învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Niciunul din evangheliști nu ne dau toate detaliile privitoare la înviere. Fiecare descrie învierea Domnului Iisus din perspectiva lui, pentru a-i sluji scopului cu care scrie Evanghelia. De aceea, niciunul dintre evangheliști nu are o înregistrare completă a învierii Domnului Iisus Hristos. Și trebuie să punem la oaltă toate cele patru relatări ca să vedem tabloul complex al învierii Domnului Iisus Hristos. Evanghelistul Matei îl prezintă pe Hristos și îl prezintă destinatarilor lui pe Hristos ca împărat, ca rege, ca împărat al unei împărății. Și de aceea, spun comentatorii, e foarte interesant că Matei relatează despre cutremurul de pământ, despre apariția îngerilor, despre răsturnarea pietrei de la ușa mormântului, despre spaima soldaților, despre efortul conducătorilor religioși de a opri vestea că Iisus Hristos a înviat, mituindu-i pe soldații romani să răspândească o minciună. Astfel că putem spune că în Evanghelii și în mod special aici, în Evanghelia după Matei, ni se prezintă învierea grandioasă, măreață, prin intervenția lui Dumnezeu în lumea noastră. Avem cutremurul de pământ, avem momentul acela în care piatra este dată la o parte. Apropo, spunea cineva, piatra n-a fost dată la o parte ca să iasă Hristos de acolo. Noi știm că după înviere Domnul Iisus Hristos în trupul înviat din morți putea să intre în încăperile cu ușile închise. Piatra a fost dată la o parte ca să vadă ucenicii lui că nu-i mai acolo și să vadă dușmanii lui că nu-i mai acolo. De aceea, în învierea Domnului Iisus Hristos,
este, dacă vreți, validată jertfa de pe cruce și valoarea răscumpărătoare a jertfei lui Hristos este dată de înviere. Ceea ce părea o înfrângere în ziua de vineri, în Vinerea Mare, s-a transformat în cea mai mare biruință. Evenimentul salvator venea în contradicție cu orice așteptare umană. Nici cea mai strălucită minte omenească nu și-ar fi putut imagina că Dumnezeu va transforma și va face ca lucrurile să capete o astfel de întorsătură. Ia gândiți-vă la ucenicii Domnului, la cei care l-au văzut înviindu-l pe Lazar din morți, la cei care au văzut pe Domnul Iisus Hristos potolind furtunile, pășind pe ape. Toate speranțele lor în ziua de sâmbătă au fost îngropate. Îi găsim relatând în Scriptură acele puține pasaje care vorbesc despre starea lor ca niște fricoși încuiați și așteptând să le vină rândul, probabil să fie executat și ei de romani. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în lumina învierii Domnului Iisus Hristos, toate învățăturile au căpătat o altă lumină, o altă perspectivă. Vă aduceți aminte că Mântuitorul le-a spus că va avea parte de suferințe, că va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă, că va fi batjocorit, că va fi răstignit. Dar a treia zi va învia. Și parcă din mintea lor s-a șters acest detaliu. Orice aspect al învățăturii Domnului Iisus care putea fi calificat drept hrană tare. Pentru că știți că la un moment dat în Ioan 6 ni se spune că unii dintre ucenici au început să-L părăsească când El vorbea despre faptul că cei care sunt ucenicii Lui trebuie să mănânce trupul Lui și să bea sângele Lui. Și a spus, vorbirea asta e prea de tot. Dar El se referea cu siguranță la legământul cel nou pe care urma să-L facă cu toți cei ce sunt urmașii Lui în jertfa Lui de pe cruce. Pâinea și vinul simbolizând suferințele Domnului Iisus Hristos și sângele care a curs pentru iertarea păcatelor omenirii întregi. În acel context, vă aduceți aminte că Domnul s-a îndreptat spre ucenici și i-a întrebat, voi nu vă duceți? La care Petru a luat cuvântul și a spus, Doamne, la cine să ne ducem? Pentru că numai Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și cu toate acestea, în contextul în care ei aud vestea despre învierea Domnului Iisus Hristos, îi găsim și caracteristica aceasta apare la toți urmașii Domnului Iisus Hristos, copleșiți de frică. Atunci când supranaturalul intervine în viața noastră obișnuită, întotdeauna intervenția aceea este însoțită de un cuvânt de încurajare. Dacă ai avea parte de o minune cu totul și cu totul specială, cu siguranță că ai fi cuprins de spaimă, că ai fi copleșit de teamă și ar trebui să auzi cuvintele pe care le-au auzit și ei, nu vă temeți. Sunt de câteva ori amintite aceste cuvinte în textul pe care noi l-am citit. Nu vă temeți, pentru că în momentul în care Hristosul înviat din morți, li s-a arătat ucenicilor, acestea au fost primele cuvinte pe care le-a spus. De aceea, creștinii și-au dorit din totdeauna, începând de la Apostolul Pavel, să cunoască pe Hristos și puterea învierii Lui. Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos ne arată că El este cu adevărat întruparea Dumnezeului adevărat, a Lui Eu Sunt Cel Ce Sunt. Hristos care este același ieri, azi și în veci. Prin nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, desfășurată în învierea Lui din morți, ne aduce nouă astăzi un mesaj de încurajare și de speranță. Învierea în trup a Domnului Iisus Hristos ne arată că El este suveran și domn peste întreaga materie. Istoria cosmică însă se îndreaptă spre mântuirea care implică nu doar istoria umanității,
ci mântuirea întregii creații. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, versetele 22 și 23, scrie că întreaga fire, și se referă aici la creație, întreaga fire suspină după ziua aceea și suferă durerile nașterii noii creații. În istoria mântuirii suntem între momentul în care, prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți, înălțarea Lui la cer și coborârea Duhului Sfânt s-a născut biserica, și ultimul moment al istoriei planului de mântuire, revenirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului și noua creație. De aceea, această minune, acest miracol al învierii Domnului Iisus Hristos din morți este temelia de neclintit pentru viața noastră de pe pământul acesta și pentru mărturia noastră și mărturisirea credinței noastre. În al doilea rând, aș vrea să vedem că această putere a învierii, pe care minunea învierii lui Hristos din morți ne-a arătat, această putere desfășurată de Dumnezeu, ne ajută pe noi, cei muritori, să confruntăm cele mai mari temeri ale noastre. Îmi pare rău că nu mai sunt copii aici, că i-aș fi întrebat, dar probabil că aveam parte de surprize la răspunsurile lor, dacă ar putea să enumere cele mai mari temeri ale lor. Nu știu, două, trei din cele mai mari temeri. Dar nu sunt ei aici și vă aduceți dumneavoastră aminte de când erați copii. Care erau cele mai mari temeri pe care le aveați? Teama de întuneric, exact. Teama de singurătate. Și acum țin minte cum stăteau copiii cu năsucul lipit de geam când plecam de acasă și rămâneam cu bunica. Nu pleca, nu pleca. Era teama aceea că rămân singuri. Temerile astea le-au avut mai târziu și ucenicii, pentru că Domnul Iisus Hristos, înainte de a fi crucificat, le-a spus să nu vi se tulbure inima nici cu privire la gândul singurătății, nici cu privire la viitorul incert, nici cu privire la cea mai mare teamă pe care voi o aveți, teama de moarte. E cineva aici care nu se teme de moarte? Nu vă pun să ridicați mâna, pentru că toți ne confruntăm cu diferite temeri, dar cea mai mare teamă este teama de moarte. Dacă eram la studiu biblic, deschideam un fel de întrebări și răspunsuri, dar vă rog să deschideți la Evrei, capitolul 2. Vom citi la versetul 14, ca să vedeți că până nu l-am primit pe Hristos și noi eram robiți de frica de moarte. Trăiam în robia fricii de moarte. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Toate-s bune și frumoase, până auzi că cineva de vârsta ta a pierdut lupta cu boala aceasta, cu COVID-ul. Toate-s bune și frumoase până când auzi că cineva din apropierea, din preajma ta, se zbate între viață și moarte. Și dintr-o dată ești cuprins de oarecare teamă. Să nu spuneți că nu trăiți sentimente de teamă în momentul în care se întâmplă lucrurile acestea. Să nu spuneți că nu trăiți momente de teamă în momentul în care cineva de lângă dumneavoastră pleacă de pe pământul acesta. Dar aș vrea să vedem în dimineața asta că Domnul Iisus Hristos, Cel înviat din morți și puterea învierii Lui, ne ajută să confruntăm cele mai mari temeri ale noastre. La primul serviciu am făcut remarca aceasta, că dacă nu știți care sunt cele mai mari temeri, deja v-am spus una din ele, teama de moarte, atunci încercați, în timp ce vă plictisiți la predică și vă vine să dormiți, să vedeți unde vă zboară gândul. Dacă gândul vi se duce la copii, la nepoți, la pensie, alea sunt lucrurile care sunt priorități și care vă macină, vă frământă. Acum nu spun că oricine ațipește un pic în biserică, dintr-o dată se gândește la lucrurile de care se teme cel mai tare. Americanii au o vorbă că de moarte și de taxe nu scapă nimeni niciodată. Oricare ar fi temerile noastre,
Hristosul înviat din morți și puterea învierii Lui ne ajută să le confruntăm. Specialiștii și în mod special psihologii și psihiatrii spun că există trei faze sau câteva faze, dar le voi aminti pe cele mai importante dimineața asta, trei sau patru faze, de fapt, importante atunci când ne luptăm cu teama de moarte. Prima dintre ele, ca și orice alt pericol care ne amenință, este negarea. Dacă te duci la doctor, ai o boală și îți dă diagnosticul unei boli incurabile, prima reacție știți care este? Domn doctor, cred că e de la alt pacient, ați greșit, vă rog să mai verificați. Și dacă el se uită și spune, n-are, stai liniștit că nu s-a făcut nicio greșeală, îi spui mulțumesc și duci să iei a doua opinie sau a treia opinie. Mai cauți pe altul care să-ți, cumva, să nu-ți confirme același lucru. Billy Graham spunea la un moment dat, unul din mari evangheliști ai secolului 20, că generația de astăzi refuză să vorbească despre moarte. Facem orice putem ca să ocolim această realitate. Și cu toate acestea, spune Evrei 9:27, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Și apoi vine judecata, pentru că nu mormântul este sfârșitul poveștii vieții tale. Biblia ne spune și Hristosul înviat din morți, care are cheile morților și ale locuinței morților în mâinile Lui, ne spune că după viața asta urmează cea veșnică. A doua reacție sau a doua fază a noastră este faza de mânie și de revoltă. Când te confrunți cu teama de moarte, reacția este una de mânie. Cei credincioși se revoltă împotriva lui Dumnezeu, se mânie pe Dumnezeu. De ce eu? De ce mie? De ce tocmai acum? Cei care sunt necredincioși se revoltă împotriva destinului. Dar faza asta o trăiește fiecare. Și urmează o a treia fază interesantă despre care o autoare scria la un moment dat într-o carte interesantă. A treia fază este negocierea. Și ea povestește despre o doamnă care s-a dus la medic după ce au fost făcute toate analizele și doctorul a fost cumva înspăimântat de ceea ce a văzut și a încercat să o pregătească spunându-i că nu mai are mult de trăit. Însă doamna, înainte de a ieși din cabinet, i-a spus, domnul doctor, am înțeles, dar eu am o problemă. Am o fică și aș vrea să trăiesc până la nunta ei. Și mărturisește această autoare, care a avut-o probabil pacientă pe doamna aceasta, că cum necum și-a adunat toate puterile, și-a pus toată încrederea și a luptat pentru viața ei, că a ajuns la nunta fiicei ei. Și când s-a dus la control din nou la doctor, primul lucru care i-l-a spus a fost, doamnă, nu vă bucurați că ați ajuns la nunta fiicei dumneavoastră. Da, domnul doctor, mai am o problemă, mai am o fică nemăritată. Asta e negocierea. Noi suntem mereu, când suntem confruntați cu o teamă, cu negocierea. Vreau să-ți spun în dimineața asta că numai tu știi cât ai negociat cu Dumnezeu. Când ai trecut pe lângă moarte, când ai fost amenințat într-un anumit fel și ai spus, Doamne, mă pocăiesc dacă scap și de data asta, mă pocăiesc dacă mă ajuți și de data asta. Și au fost acele momente în viața ta în care ai negociat cu Dumnezeu la fel ca oricare care stă în fața morții. A făcut-o Ezechia, un împărat reformist și reformator în Vechiul Testament. Au făcut-o oamenii lui Dumnezeu și cu siguranță că în momentul în care te confrunți cu spaima aceasta, o faci și tu. Se spune că nu există atei în tranșee într-un război. Aia toți negociază pentru viața lor, toți își pun încrederea în salvarea lui Dumnezeu. Sigur că ultima fază este resemnarea în care accepți inevitabilul, dar știi că moartea, deși este o experiență inevitabilă, și să știți că nu mor numai cei bătrâni și bolnavi. Ultimul an și ceva ne-a demonstrat că se poate întâmpla și celor mai tineri lucrul acesta. Dar deși moartea e o experiență inevitabilă, ea nu mai este o experiență irreversibilă, pentru că Iisus Hristos a fost biruitor asupra morții. Moartea nu mai are ultimul cuvânt, slăvit să fie numele Lui. Puterea învierii ne ajută să ne confruntăm cu frica de moarte atunci când ne cuprinde. În Ioan capitolul 14, înainte de
suferințele Domnului Iisus Hristos, El a spus ucenicilor să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus, mă duc, vă pregătesc un loc și după ce vi-l pregătesc mă întorc ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Să știți că Domnul Iisus nu vorbește numai metaforic ca să îndulcească un pic imaginea noastră despre moarte. Nu! Iisus Hristos, Cel ce a înviat din morți, a făcut această promisiune pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Cei care credeți în Iisus Hristos și în învierea Lui din morți, aveți de partea voastră această putere a învierii care L-a ridicat pe Hristos dintre cei morți. Puterea învierii ne ajută să confruntăm teama de moarte pentru că ne dă speranță cu privire la reîntâlnirea cu cei dragi de care ne-am despărțit. Citeam zilele trecute într-una din cărțile scrise de un autor american și un pastor cunoscut o carte intitulată Hristos și coronavirusul. Și întreba el dacă în tot ceea ce se întâmplă în lume în perioada asta de un an și ceva mai poți vedea suveranitatea lui Dumnezeu. Și mărturisește el, printre altele, o experiență personală. În 2005, spune, după ce am fost diagnosticat cu cancer, în următoarele săptămâni n-am mai vorbit despre altceva cu soția mea și cu câțiva apropiați din jurul meu decât despre șanse. Ce șanse am ca să scap cu tipul ăsta de cancer? Ce șanse am cu tipul ăsta de tratament? Nu vedeți că toată lumea vorbește numai de șanse? Și spunea el la un moment dat, până într-o dimineață când la timpul de rugăciune împreună cu soția mea ne-am uitat unul către altul și am spus, nădejdea noastră nu e în șanse. Nădejdea noastră este în Dumnezeu care L-a înviat pe Hristos din morți. De aceea învierea Lui este temelie pentru viața noastră și când ne confruntăm cu cele mai mari temeri. Puterea învierii îi echipează pe cei credincioși să se confrunte cu teama de moarte când se despart de cei dragi. Știți că Apostolul Pavel în Tesaloniceni la un moment dat le scrie acele cuvinte extraordinare pe care deseori le citim doar cu ocazii în astea de despărțire de cei dragi, la mormântări. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit ca să nu vă întristați ca ceilalți. El nu spune să nu vă întristați. Spunea un comentator, am predicat la sute de mormântări. Și de fiecare dată eu le spuneam să nu te tristeze, ei plângeau. Problema nu era că n-am observat aici că El spune să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Cu toate că sunteți întristați acum la despărțirea de ei, voi aveți o nădejde vie, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce împreună cu Iisus pe cei ce au adormit cu El. Slăvit să fie numele Lui! Iată deci ce vă spuneam în adevăr prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu strigătul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți cu toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Puterea învierii Lui te ajută în fața morții și în fața despărțirii prin moarte de cei dragi, pentru că îți dă speranța aceea vie a revederii. Dar dacă spuneam despre două temeri importante care le-au descoperit oamenii de știință, știți care e a doua temere mare? Poate că o să se vă surprindă. Unii oameni se tem că mor, alții se tem să trăiască. Și învierea Lui Hristos și puterea învierii Lui Hristos ne ajută nu numai să confruntăm viitorul nesigur și gândul morții, ci să trăim viața de pe pământul acesta zi de zi prin credința în Iisus Hristos. Există la finalul acestui pasaj din Matei 28 acele cuvinte memorabile și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Avem frați și surori care în perioada asta sunt în pat de spital, se luptă cu incertitudinea, poate cu temerile, cu spaima, cu ceea ce se va întâmpla cu ei. Iisus Hristos a spus, Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, iată
că eu sunt cu voi în toate zilele. Acela care ne-a trimis să ducem Evanghelia la orice făptură, să facem ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acela ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele. Când eram copil, mi-aduc aminte că am cântat în biserica noastră și o cântare care am mai cântat-o și aici, o cântare cunoscută, veche, dar care spune, cuvântul cu voi sunt, deci nu vă temeți, luminează în calea acestei vieți. Și refrenul cântării spune, eu nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi lăsa. Aceasta este vestea bună a dimineții învierii, că Iisus Hristos, Cel înviat din morți, ne dă puterea și pentru a trăi pe pământul acesta. S-ar putea să spui, dar sunt dezamăgit pentru că nu mă ridic la nivelul vieții de credință așa cum mi-am propus atunci când m-am întors la Dumnezeu. Vreau să spun ceva. În măsura în care puterea învierii lui Hristos, desfășurată de Dumnezeu, va lucra și în viața ta, tot ceea ce a început Dumnezeu va duce la bun sfârșit. Tu nu poți să fii ceea ce ți-ai dorit să fii și ceea ce ai promis că vei fi fără puterea învierii lui Hristos. Pentru că descoperi că încă se mai dă o luptă între firea ta pământească, păcătoasă și Duhului Dumnezeu care este în tine. Dar puterea Duhului de viață lui Hristos este mai tare decât puterea firii pământești. De aceea privește astăzi plin de încredere și mulțumește-i Domnului că ai puterea învierii Lui care să te ajute să duci la bun sfârșit alergarea ta. Și vreau să închei spunând că viața noastră atinsă de puterea învierii este cea mai bună mărturie a învierii lui Hristos pe pământul acesta. Pentru că dacă ar fi să vorbesc despre cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea, atunci v-aș spune că e minunea transformării vieții mele. Cea mai mare minune pe care am trăit-o a fost transformarea mea dintr-un om păcătos, răzvrătit, departe de Dumnezeu, într-un copil al lui Dumnezeu. Și aceasta este povestea fiecăruia dintre voi, poate în dimineața asta. Relatările învierii din toate cele patru evanghelii sunt la sfârșitul evanghelilor, în mod normal, narațiunea se încheie în felul acesta, dar ele nu vorbesc de un sfârșit, ele vorbesc de un nou început. Pentru că în învierea Domnului Iisus Hristos este începutul unei noi vieți, începutul unei noi lumi, începutul împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu prin Hristos stăpânește în împărăția Lui și tu poți să faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Hristos rămâne Domn și suveran peste întreaga creație și Hristos poate să fie și Domnul vieții tale. Un tânăr evreu, confruntat cu cea mai mare dilemă a vieții lui, în momentul în care au fost puși el și soția lui să aleagă între mamă și copilul încă nenăscut, a căutat sfaturi de la toți cei competenți, de la cei apropiați din familie până la cei mai renumiți profesori și rabini pe care el i-a întâlnit. Unul dintre ei a spus, citește cuvântul lui Dumnezeu și o să găsești răspunsul acolo. Din 999 de vieți, una poate fi salvată. A citit el într-un comentariu, într-un comentariu pe care el l-avea și la un moment dat a spus, știu ce voi face. Împreună cu soția mea alegem să mărturisim acest lucru. Ne temem, ne rugăm, dar trăim împreună prin credința că și copilul care se va naște va trăi. A fost una din cele mai grele decizii. Și poate că astăzi este într-o situație în care poți să spui și tu, mă tem, dar mă rog și trăiesc prin credință viața care îmi stă înainte. Pentru că mesajul acesta al învierii, care atinge viețile noastre, este cea mai puternică mărturie pe care noi
o putem depune cu privire la Hristos. Întâlnirea noastră cu El, cel înviat din morți, a schimbat viața noastră și, așa cum a spus Apostolul Pavel, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cineva spunea, și cu asta voi încheia, Iisus Hristos, cel înviat din morți, nu renovează vieți. El le înnoiește. Iată, eu fac toate lucrurile noi, spune Hristos în Apocalipsa. Cel care face toate lucrurile noi îți poate înnoi și viața ta, începând de azi. Închină-te Lui, recunoaște-L pe El ca Domn al domnilor și Împărat al vieții tale. Amin. Hristos!